emisiunea de astăzi o filmăm într-un cadru de nuntă, după cum puteți să observați aici. Chiar ne bucurăm să fim într-un astfel de cadru, pentru că istoria acestui pământ se va încheia cu o căsătorie. Despre această căsătorie, noi am nimerit aici, în mijlocul acestei pregătiri, o nuntă care va avea loc mâine, dar așa spune Biblia, că biserica este mireasa lui Hristos și va fi nunta mielului acolo în cer. Până atunci sunt milioane, miliarde de oameni transformați de puterea lui Hristos. Dintre acești, foarte mulți, suntem fiecare dintre noi cei care l-am ales pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Astăzi, împreună cu noi, Monica și Sergiu Antal, bine ați venit la Vieți Transformate! Bine v-am găsit! Deci spune-ne, Sergiu, la un moment dat te contraziceai cu copiii din cartier, ei spuneau Hristos a născut de Crăciun, tu spuneai nu mult înainte de Crăciun. Da. Așa. Da, mi-amintesc că a fost prima mea contrazicere așa pe temă biblică și mi-amintesc că eram singurul din cartier care susțineam, ei spuneau că se apropia Crăciunul și spuneau că Hristos a născut de Crăciun. Eu spuneam, nu, nici de cum, el a fost mult înainte de Crăciun. El a venit pe pământ de Crăciun. În mintea mea de copil spuneam că a venit pe pământ de Crăciun, dar... Erai fizician puțin așa... Da, și un bun... eram așa, știam să filozofez, deci... Da, eram atunci... Și analist. Eram și foarte înfocat, adică îmi susțineam punct de vedere... eram foarte bazat pe ce spuneam, eram foarte convins și... Și aveai dreptate. Și aveam dreptate în ceea ce spuneam, da. La care ei m-au ridiculizat, bineînțeles, e imposibil, n-are cum. Eu susțineam Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a fost înainte de Crăciun, Crăciunul a venit doar atunci când s-a născut pentru noi și așa, dar nu, el a fost mult mai înainte, a fost în cer. Locuința lui, spuneam eu atunci, la mintea mea de copil, este în cer. Da. Foarte adevărat, foarte adevărat. Monica, bunicii ți-au vorbit despre Dumnezeu. Da, la bunici a fost primul contact cu... cunoștințele legate de Dumnezeu, dar bineînțeles ortodoxe. Eu provin dintr-o familie foarte numeroasă din partea tatălui meu, iar jumate... Foarte numeroasă? Tu aveai mulți frați, surori sau tata? Nu, tatăl provine dintr-o familie foarte numeroasă, iar câți paradoxul este că jumate din ei sunt creștini, pocăiți, cum se spune, credincioși, dar iar jumate sunt ortodoxi foarte înfocați. Da. Tatăl meu provine dintr-o familie, sunt patru frați, ei la părinți, însă cea mai mare parte provin din partea creștină. Ei sunt foarte numeroși. Așa, contact cu partea creștină nu am avut în copilărie, în timpul copilăriei. Cu credincioși evangheliști, trebuie. Da, nu. Pocăiți, cum se spune. Așa, un popor. Nou născuți. Exact. Născuți din nou. Așa, da. Nou născuți în Hristos, născuți din nou. Da. Deci în copilărie nu am avut contact cu partea credincioasă, am avut contact cu cea ortodoxă, însă se vorbea despre Dumnezeu, despre Isus, știam ce importanță are Paștele, ce importanță are Crăciunul, despre Dumnezeu, ne puneam pe genunchi să ne rugăm, bineînțeles erau rugăciunile ortodoxe, clasice, pe care le știm, iar apoi, crescând, au fost desenele animate pe care le-am avut cu toți imediat după Revoluție, Cartea Cărților, Casa Zburătoare sau ceva de genul ăsta. În Cartea Cărților era vorba despre Casa Zburătoare, Roboțelul Memo. Da, exact. Și acolo erau foarte multe scene din Biblie. Apoi și prin intermediul orelor de religie. Iar ochii mei s-au deschis sau s-a făcut lumină în momentul în care l-am cunoscut pe Sergiu și de la el l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. Cum ai ajuns, Sergiu, să-l cunoști pe Dumnezeu cu adevărat? Da, tot așa, născut și crescut până la o anumită vârstă într-o familie de ortodoxi, prin mama. Mama mea, fiind bolnavă, se îmbolnăvise la un moment dat, a ajuns în Cluj la spital pentru operație și acolo... Cancer? Cancer. Avea o problemă la piciorul stâng. La piciorul stâng, da. Avea piciorul umflat. Diagnosticul a fost limfedem, apoi a fost tromboflebită. Exact nu s-a știut. Și acolo, pe patul spitalului în Cluj, a întâlnit un creștin evanghelic, o soră creștină evanghelică, care l-a mărturisit pe Hristos. Mama mea s-a pocăit și a venit acasă. Și prin mama am ajuns să-L cunoaștem pe Hristos. Primele noțiuni despre Iisus Hristos a fost prin mama. Ea a fost primul membru al familiei care l-a adus în casa noastră pe Hristos, bineînțeles, primirea lui Dumnezeu. Și așa am început să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin mama și
Extraordinar, să știi că... Ce v-a spus mama despre Hristos? Câți frați erați? Noi suntem 3 frați, eu sunt cel mai mic, mai am 2 frați care acum locuiesc în Anglia. Când a venit acasă... Te băteai cu ei când erați mici? Cu frații mei, da. Dacă ne băteam. Măi, să știi că... Limite... Uite, bună întrebare. Eu văd mulți frați acum și surori chiar, văd așa copilași, care nu se înțeleg de nicio culoare. Să știi că noi, fiind 3 băieți, și bărbații așa de obicei au orgoliu mai puternic, noi ne-am înțeles bine. Chiar foarte bine pot să spun, nu bine, foarte bine. 3 băieți crescuți în aceeași casă, ne-am înțeles foarte bine. Dar... Soarta așa ne-a dus încât ei trăiesc acum în Anglia și eu sunt înapoi în România după o lungă călătorie în Anglia de vreo 9 ani. 9 ani a stat în Anglia? Da. Aproximativ. Aproape 9 ani da, de zile. Da. Du-mi spre Handoici? Niet. Nem tu dom. Și... Da, țin minte că mama ne-a explicat că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Și mi-amintesc un moment pe care nu o să-l uit niciodată, țin minte că stăteam în pat lângă mama odată și m-a bubuit un plâns atât de tare, pentru că mintea mea nu se lega, nu se făcea conexiunea de ce oamenii l-au bătut și l-au chinuit pe Iisus Hristos, care a fost un om atât de blând și atât de bun și a făcut numai bine. N-a făcut rău la nimeni. Și ce întrebarea asta? Foarte bună întrebare. Și plângeam în hocote, eram copil și plângeam și... Nu mi-amintesc, țin minte că plângeam și mama a întrebat, ce s-a întâmplat, că am bufit în plâns dintr-o dată și nu știau de ce plâng. Și le-am spus și țin minte că reacția mamei a fost că a rămas șocată. Nu mai mi-amintesc ce mi-a spus mai târziu, dacă m-a calmat, dar știu că a rămas foarte șocată și era foarte gândită la faptul că eu plângeam de mila lui Hristos. Da, nu mai știu ce mi-a spus mai târziu ca să mă liniștească, nu mi-amintesc. Da, ce lucru extraordinar. Monica, ce-ți amintești? Deci de la Cartea Cărților, de la, într-un fel, Biblia pe înțelesul copiilor, da, era da, în, da, în desene, da, exact, animate. Care a fost un moment similar de lumină în viața ta, de descoperire, de wow? Nu, a fost târziu, când l-am cunoscut pe Sergiu. Până atunci era... Eu am fost crescută într-o familie de ortodoxi, dar nepracticanți, să spun așa. Nu mergeau la biserică, doar dacă erau evenimente. Nu mi s-a impus niciodată să mă spovedesc, deci niciodată nu m-am spovedit. Nu mergeam duminică de duminică la biserică, la slujbe. Așa. Dar era acolo. Singurul lucru care pe mine m-a... Îl înțelegeam și îl simțeam, era faptul că în cameră la mine seara mă rugam la un Dumnezeu care știam că ascultă pe oricine și răspunde la orice rugăciune și slavă acolo era contactul, da, direct. Da. Nu era biserica, nu erau icoanele, nu erau motivele astea tradiționale care sunt în momentul când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, pentru cei care nu știu, perdeaua din interiorul templului care făcea separarea între Sfânta și Sfânta Sfintelor. Da. Deci în Sfânta Sfintelor intra doar Marele Preot o dată pe an și după un ritual foarte complicat, deci nu puteai veni înaintea lui Dumnezeu oricum. Da. Inclusiv de la mirosul trupului, da, trebuia să poarte doar haine de in, să nu miroase. Deci multe, multe lucruri extraordinare. Deci în momentul când Domnul Iisus Hristos moare pe cruce, perdeaua aceea se rupe în două. Da. Semnul că avem intrare liberă la Tatăl prin Hristos. Prin Hristos. Da. Așa. Deci da, tu în camera ta aveai intrare, da, liberă la Dumnezeu. Da, da. Și apoi adolescentă fiind, știu că tot timpul mă rugam la Dumnezeu ca Dumnezeu să... Deci asta a fost o rugăciune profundă la care Dumnezeu mi-a răspuns. Bineînțeles că prietenele mele începuse să aibă prieteni și era perioada de adolescență. Însă eu l-am rugat pe Dumnezeu ca mie să-mi dea un singur partener în viață. Probabil că unele au început să-și consume și... Exact, da, da. Și lucrul și care deja era rușinos întâmplat pentru cele care tu n-ai un prieten, tu nu... Da, și nu numai. Dar asta a fost una dintre profundele rugăciuni. Să fiu cu un singur partener toată viața. Excelent. Da, și cineva cu care să fiu aproape sufletește, ceva profund, așa, o relație specială. Vă potriviți, Sergiu? Înfricoșător de mult. Da, înfricoșător de mult, da, avem aceleași gusturi. 90% cred că
să nu zic 100%, să nu exagerăm, dar da, să, nu există cred că 90% suntem pe aceeași perfecțiune, undă. Însă da. Dumnezeu ne-a unit și asta a fost minunat. Excelent. Da, 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 da. Ce ai spus Monicăi în așa fel încât ai... Ce am spus Monicăi? Da. Sau da. Ce ai ajuns să crezi? Da, cu timpul am crescut și... Am crescut și apoi prin mama a venit o familie de americani din Statele Unite și a deschis o biserică la noi acolo în Feldioara, lângă Brașov, și am crescut acolo în biserică, acolo am mers și am făcut și seminar teologic timp de 4 ani de zile. Când am întâlnit-o pe Monica, deja era mult, mult mai bine copt spiritual și teologic. Știam despre Hristos, știam că și-a dat viața de la sine, nu i-a luat-o nimeni cu forța. Nu mai plângeam de mila lui Hristos, plângeam de mila mea, de păcatul meu. Deci s-a schimbat situația, Hristos te luminează în timp. Hristos nu mai este pe cruce, a fost pe cruce. Hristos a fost luat pe cruce, nu mai este și a dat viața ca a vrut El. Deci pentru mine erau răspunsuri la întrebări și erau, îl vedeam pe Hristos biruitor, nu un teddy bear. Hristos nu este un teddy bear care, aud mulți predicatori care predică și spune că Hristos a văzut cerul gol, pustiu, fără tine și s-a simțit singur în cer și a venit pe... Deci, fraților, să fim serioși, Hristos are miliarde de îngeri care se închină, deci cerul nu să fie niciodată pustiu. Plus că este într-o perfectă comuniune cu Tatăl și Duhul Sfânt. El a venit din dragoste, nu că a fost cerul pustiu. Sunt mari erezii care se fac la noi în adunare, prin predici, prin cuvinte care nu sunt calculate și nu sunt de la Duhul Sfânt. Înțelegeam chestiile astea. Și apoi am întâlnit-o pe Monica. Și țin minte că am spus, Doamne, dacă mi-ai dat să întâlnesc cu așa fată, nu cred că este corect să o dai altuia. Nu cred că este corect să-i dai altuia această fată minunată. Te rog să-mi dai mie. Și Dumnezeu, în mila lui și în dragostea lui, mi-a ascultat rugăciunea și mi-a dat-o ca soață. I-am spus Monica despre Hristos. I-am spus ce înseamnă Iisus Hristos, ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă jertfa pe cruce, ce înseamnă mântuirea, Evanghelia, vestea bună. Hristos a venit, a murit pentru păcatele noastre. Doamne, dar mi-ai dat un teolog. Ce ai spus, Monica? Da. Mi-ai dat un teolog, mi-ai dat... Da, mi-a explicat, mântuirea nu există decât prin Hristos. Nu există altă cale, nu există altă filozofie, nu există altă învățătură, nu există altă religie, nu există altă credință decât prin Iisus Hristos, punct! El este ușa spre cer. El nu a venit de pomană pe acest pământ. Am explicat cum am știut eu mai bine. Și prin harul lui Dumnezeu, prin mila lui Dumnezeu, Monica a ascultat, Dumnezeu i-a luminat mintea, ochii s-a deschis, a văzut un orizont mult mai larg. Deși ea avea niște înclinări, avea conștiința pregătită de Dumnezeu dinainte, de când era copil, să avea o atracție, a fost pusă deoparte din copilărie și Monica l-a urmat pe Hristos, pentru că Hristos s-a îndurat de ea. Deci acela a fost premergător. Care a fost momentul când ați spus, da, vreau de astăzi înainte să îl urmez pe Hristos toată viața? Păi, eu cred că atunci, în momentul când eu îi mărturiseam pe Hristos, cred că atunci, în serii, că au fost câteva seri la rând. Pot să spun, a fost săptămâni întregi, nu? Câteva săptămâni. A durat evanghelizarea, s-a durat cam câteva săptămâni. Monica avea întrebări, mă tot întreba. Și cred că atunci, în săptămânile acelea... El este Elias, bine, venit Elias. Așa, el este băiețelul. Cred că atunci, în acele săptămâni, Monica a luat hotărârea să fie cu Hristos și... Atunci s-a întâmplat, Monica? Foarte greu să răspund la întrebarea. A trecut mult timp de atunci, dar țin minte că ne-am rugat într-o seară. A fost o creștere oricum graduală, așa. Da, a fost un proces, un moment. Da, exact. Nu pot să spun că a fost un moment. Dar a fost așa treptat, o evoluție treptată. Și o apropiere așa cu pași înceți, dar siguri. Ce au zis cei din jurul vostru? În momentul când un om se hotărăște să-L urmeze pe Hristos, se vede. Da, da. Lucrul acesta se vede. Da, în adolescență aveam o relație bună cu prietenii din cartier cu care am crescut, pentru că ești așa cu lumea și în momentul în care ești amestecat cu lumea, ești bine văzut de oameni, dar în momentul în care iei decizia radicală pentru Hristos, să fii radical pentru Hristos, să trăiești în sfințenie, să trăiești... Radical nu în sensul rău, ci în sensul rău, de total, 100% în sensul de total, pentru că Dumnezeu nu vrea 98%. Nu, Dumnezeu nu vrea jumătăți de măsură. El vrea tot. Și în momentul în care tu te iei decizia sau Duhul Sfânt în tine te luminează ca să iei decizia să trăiești pentru Hristos, atunci devine separarea de oamenii te vor urâ. Te vor urâ oamenii pentru că pe Hristos l-au urât și atunci prin Evanghelia pe care tu o trăiești și o vorbești oamenilor, jignești. Dar nu jignești tu, ci jignește cuvântul lui Dumnezeu care despică în două, care arată întunecimea omului, arată păcatul și starea de păcat și mocirla în care se află și condamnarea spre un iad veșnic
Și omul se simte jignit, pentru că omul spune că este bun. Pe când Evanghelia vine și spune nu. Cum poți tu să-mi spui că sunt rău? Exact. Cum poți să spui că sunt rău când eu nu dau un cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni? N-am spart casa nimănui. Exact. Dar ei nu știu că o minciună, dacă, cum spun cele 10 porunci, dacă ai mințit, dacă ai poftit în inima ta, spune Hristos, este exact ca și cum ai curvit. Și apropo, la capitolul poftă sexuală, internetul este foarte bun. Nu mai putem plăti facturi, nu mai putem, foarte mult se folosește internetul. Da. Însă, partea întunecată a internetului, pornografia, distruge biserici, oameni, familii. Este ca o bombă nucleară pentru orice relație. Da. Da, păcatul ăsta sexual, pornografia, este atât de periculos pentru că creează o dependență, o dependență la care foarte greu te desprinzi. Spunea cineva, efectiv, îți sapă pe creier niște canale, la fel ca și cocaina. Exact. Deci fizic. Exact. Povești, nu la nivelul ideilor. Fizic. Cocaina îți sapă pe creier niște canale încât devii dependent de cocaina. La fel se întâmplă și cu pornografia. Exact. Doar Hristos mai poate scăpa. Creează o independență mai poate scăpa pe om de acolo. Extraordinar de mare. La fel ca alcoolul, la fel ca drogurile. Dar și distruge, te distruge, îți aprinde o poftă înăuntru, o poftă nesatisfăcută de a păcătui și creierul este așa, este făcut ca un hard disk care tot timpul îți reproduce imagini, nu le poți uita, nu le poți șterge din memorie, acele imagini urâte. Spunea cineva, în momentul când te uiți în adânc și adâncul se uită în tine. Exact. Deci e un lucru foarte grav. Da. Cum v-ați descrie viața? Aveți un băiețel deosebit. Cum v-ați descrie viața împreună cu Hristos? 9 ani ați fost în Anglia? Aproximativ. Aproximativ 9 ani, da? În Anglia și motocicletele se conduc pe stânga. Da. Și bicicletele? Vreau să spun că anii petrecuți în Anglia, cei aproape 9 ani de zile petrecuți în Anglia, pentru mine a fost o mare binecuvântare. A fost o muncă titanică, se muncește foarte mult și asta e diferența între România și Anglia. Acolo se muncește cu adevărat. Dar să știi că acolo Dumnezeu mi-a răspuns la cele mai multe întrebări legate de Evanghelie, legate de întrebări care nu aveau răspuns pentru mine aici în țară. În momentul când ești singur cu Dumnezeu, să fii singur cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu ți se descoperă atât de mult. E atât de ușor să fii creștin în biserică. E atât de ușor să pui o fațadă. Sunt creștini cu frații creștini, toți suntem creștini, toți ne păciuim. Dar când ești singur cu Hristos, atunci Hristos face lucrarea în tine cel mai mult. Și asta este ca un mesaj, ca un îndemn pentru cei creștini. Încercați să fiți singur cu Hristos. Asta înseamnă să-ți iei timpul tău zilnic, stai separat tu și Hristos, Evanghelia. Cercetează, roagă-te. Dumnezeu îți va răspunde la multe, la foarte multe întrebări. Eu atunci în Anglia, în acei ani, am crescut și Dumnezeu, prin harul și primirea Lui, m-a luminat și mi-a dat răspunsul și am crescut foarte mult spiritual atunci și în cunoștințe teologice. Pentru că am avut timpul meu singur cu Dumnezeu și aș da orice să am acel timp înapoi. Pentru că e un timp care, la fel, creează o dependență, frumusețea Scripturii, frumusețea Evangheliei în care te îndrăgostești de ea. Este un timp pe care niciun alt timp nu se compară cu el. Poți să fii în cel mai frumos parte de distracție, nu se compară cu studiul în Evanghelie, când Dumnezeu îți descoperă frumusețea cuvântului. Ce sfat ai, Monica, pentru soții, pentru mame, pentru femei credincioase? Stăruința în rugăciune, cred că este un îndemn pe care ar trebui să-l urmăm cu toții, în orice situație, de bucurie. Dar când copiii te cheamă, când trebuie să mergi la magazin, când hainele stau în mașină, trebuie întinse, când o listă lungă, să stai în rugăciune? Nu pare pierdere de timp? Poți să te rogi oricând, făcând orice. Legătura cu Dumnezeu și când poți avea ceapă, oricând. Și când faci o tocăniță. Exact, și atunci. Vorbești cu Dumnezeu și te rogi și poți profita de orice moment pe care îl ai. Da. Deci sfatul este stăruiți în rugăciune. Da. La finalul discuției noastre, cu ce concluzie ați vrea să rămână cei care au urmărit această emisiune și o să vă rog să înălțăm câte o rugăciune către Dumnezeu. Da. Fiecare. Dar concluziile. Concluzia mea
din viața asta de creștin pe care o parcurg prin mila lui Dumnezeu și prin harul lui, este că nimic nu te satisface ca Iisus Hristos. Nimic nu te împlinește. Banii? Nimic. Vilele? Averile? Joburi de... Femeile? De calibru înalt? Alcoolul? Nu, nu. Deci, la sfârșitul zilei când... Politica. Poate politica, Nu. Acum să, așa că a fost ca o glumă, dar să fim serioși, nu. Deci Hristos este centrul satisfacției creștine în viața unui nou născut. El este suficient în cer și pe pământ. El îți dă liniștea sufletească de care ai nevoie. El îți dă nădejdea. El te mângâie, Duhul Sfânt te mângâie. Hristos este acela care te împlinește spiritual, sufletește. Și chiar spuneam că românii au o vorbă că sănătoși să fim, că e cel mai important. Eu cred că mult mai important decât sănătatea este credința. Da. Este credința în Iisus Hristos. Pentru că și dacă ești pe patul spitalului în suferință, și dacă ești pe moarte, dacă ești credincios și dacă ești copilul lui Dumnezeu, moartea pentru noi este un câștig. Pentru noi a trăi trebuie să fie Hristos, iar moartea pentru noi trebuie să fie un câștig. Și eu zic așa că spune Apostolul Pavel. Da? Credința deci pentru mine este a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Amin, așa este. Așa ce este. Concluzia e, Monica? Da, concluzia este că viața de creștin nu este o viață perfectă, nu este o viață doar cu bucurii da. Și împliniri, sunt încercări de la Dumnezeu îngăduite, sunt necazuri, însă... Este nădejdea că viața asta va trece oricum, se va sfârși, iar la final vom fi cu Dumnezeu împreună, da. Pe veșnicie. Sau, dacă nu, vom fi pe veșnicie în cealaltă parte. Da, da, da. Și este foarte adevărat. Da. Deci, mulți se feresc să vorbească despre rai și iad, dar există. Mai mult de iad. Da, există un loc de chin exact, și există exact. Un loc de fericire. Exact, există. Este un loc creat, este real. Hristos a vorbit foarte mult de el, ne-a avertizat foarte da. Mult. Da. A vorbit cel mai mult despre iad Hristos. Și da, și ca un îndemn și ca un sfat este pentru cei care sunt creștini și se luptă cu viața trăită în sfințenie, să știți că nu o să fim niciodată o viață perfectă. Deci nu o să avem o viață perfectă, nu o să fim perfect niciodată în acest trup. Dar o pocăință care este adevărat este pocăința aceea care persistă. Vei păcătui, vei aluneca, vei avea greșeli, dar persistă în pocăința ta, roagă-te, cereți iertare, caută-L pe Dumnezeu. Nu renunța, stai în cuvânt. Cuvântul este tot ce avem. Exact, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este tot ce avem mai scump pe acest pământ. Stați în cuvânt și în momentul în care tu păcătuiești și ești acel suflet care cauți pocăința și cauți iertarea, ești un creștin adevărat. În momentul în care tu păcătuiești și nu simți o remușcare, nu simți o părere de rău, ba din contră, poate te simți îndreptățit că ai reacționat, cum ai reacționat când cineva te-a supărat, întreabă-te. Pavel spune să ne cercetăm singuri. Da. Cercetați-vă singuri, cercetează-te pe tine, pune-te tu la colț și percheziționează-te pe tine ca și creștin. Sunt creștin. Unde mi-e sufletul? Sunt atras de Scriptură, sunt atras de rugăciune, sunt atras de frați, de părtășia cu frații. Iert ușor. Sunt împăciuitor, sunt primitor de oaspeți, ai trăirea, pentru că darul Duhului Sfânt, roada, este trăirea. Trăirea. Nu trebuie să fii un evanghelist, nu trebuie să fii un predicator. Trăiește Scriptura. Și atunci vei vedea cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Monica, Sergiu? Da. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară minunată, Dumnezeule, și Doamne, îți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu perfect, ești un Dumnezeu plin de putere și de dragoste, ești un Dumnezeu creator care susții, Doamne, viața pe acest pământ și în acest univers. Îți mulțumim pentru jertfa Ta. Îți mulțumim, Dumnezeule, pentru că acum 2000 de ani, Doamne, Ți-ai trimis pe Fiul Tău să moară pe cruce, ca prin viața Lui, prin moartea și învierea Lui, Doamne, să avem viață veșnică și, Doamne, știm că mântuirea este doar prin Iisus Hristos și nimic altceva nu ne poate mântui din cer și de pe acest pământ decât Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Dumnezeu întrupat, îți mulțumim, Doamne. Mă rog, Doamne, ca multe suflete, Doamne, să audă acest mesaj, Doamne, și să vină la lumina adevărului Tău, să vină la viață veșnică prin credința în Tine. Mă rog, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Doamne, Tată Ceresc,
Iartă-ne, iartă-ne pentru păcatele pe care noi le facem, conștient și inconștient, Doamne, că și Tu ești singurul pe care, care le cunoști pe toate, Doamne. Învață-ne da, să Doamne. Te iubim așa cât mai este. Mult, Doamne, și ajută-ne să, să ne apropiem de Tine și de cuvântul Tău. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru toate binecuvântările pe care ne le dai în fiecare zi, binecuvântări de care suntem conștienți și de care nu suntem conștienți. Iartă-ne, Doamne, și îți mulțumim că ai ales ca Tu să ne iubești pe noi. Fără niciun preț din partea noastră, Doamne. Tată Ceresc, ajută-ne, Doamne, și fii cu noi pe tot drumul vieții pe care îl avem pe acest pământ, Doamne, până vom ajunge să fim cu Tine acolo sus în cer, Doamne. Iisuse, îți mulțumim pentru tot, pentru toate darurile, Doamne. Amin. 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 Mulțumim frumos, au fost împreună cu noi Sergiu și Monica Antal la Vieți Transformate. O emisiune pe care am filmat-o, am înregistrat-o la Casa Elim din Zărnești, de lângă Brașov. Dumnezeu să vă binecuvânteze!